s-a lansat la București, sub îngrijirea editurii Episcopiei de Bălți și sub îndrumarea lui Vlad Cubreacov, cartea semnată de arhimandrit Anatolie Tihai, Însemnări etnografice. Lansarea a fost găzduită astăzi de parohia Sfântul Nicolae Broșten din capitală. Anatolie Tihai s-a născut în anul 1838 la Târsăuți, în Basarabia. După școala primară, a absolvit seminarul teologic din Chișinău, iar apoi Academia Teologică de la Kiev. A trăit vreme de 4 ani la Mănăstirea Zografu de pe muntele Athos. Devine apoi cel mai apropiat colaborator al părintelui Nicolae, însoțindu-l pe acesta în misiunea sa din îndepărtata Japonie. Pentru noi el este un model, un model de propovăduire, pentru că citindu-l pe el, în o singură dată, m-am prins chiar eu personal cu gândul ce fac eu pentru ortodoxia românească aici, în spațiu românesc, dacă el a reușit acolo, în Japonia, învățând limba japoneză, să ducă cuvântul lui Dumnezeu în spațiul respectiv, cu atât mai mult în acest spațiu, cum este mult mai ușor decât așa depărtare, este țara soarelui răsare și pentru mine este un model de misionar. Aceste texte sunt de actualitate și valoroase în sine pentru că aparțin primului niponist de origine română. Nu doar că vorbim despre primul niponist în istorie, vorbim despre primul român care a călcat pe pământul Japoniei și a învățat limba acestei țări de adopție într-un an și jumătate, după care a scris, a predicat, cutreierând țara din insula Hokkaido până în sudul acestei țări, ne-a lăsat jurnale misionare, dar și foarte multe însemnări etnografice, cum chiar cuviosul Anatolie le numea, descriind moravurile, starea culturală atât a populației majoritare nipone, cât și a foarte multor grupuri etnice minoritare din această țară, cum ar fi Eta sau Ainu din nord, de exemplu. Un veritabil poliglot vorbea limba rusă, greacă, japoneză, bulgară, engleză și slavonă bisericească și a însușit noțiuni de limbă franceză, chineză și germană. A întreprins călătorii misionare în Japonia și China înainte de a se stinge din viață la data de 28 noiembrie 1893. A fost o binecuvântare de a merge în țara soarelui răsare, să facă misiuni. Era exact după timpul când Japonia a permis celor din afară să vină să facă misiuni, pentru că până la în 1870, deci atunci au mers și alte biserici în Japonia, printre care au mers și ortodoxii. De asemenea, a făcut studii prin care a comparat pe japonezi cu chinezii și a arătat care sunt, pentru publicul cititor european, care sunt diferențele dintre chinezi și japonezi. Un om care a legat culturi, civilizații, limbi și popoare între ei și până la urmă a legat și cerul de pământ sau pământul de cer.